Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din asamblarea machetei Dacia 1300. În episodul de astăzi avem numărul 9 al revistei. Aceasta este revista. Astea sunt piesele din numărul 9 al revistei. Avem longeronul. O să montăm imediat pe el roata pe care deja o avem cu suspensia, adică roata stânga față. O să o montăm pe acest longeron. O să fie super, super mișto. Dar înainte de asta, înainte să mă apuc să asamblez, haideți să vedem ce o să apară și în următorul număr, adică în numărul 10. Vedeți? Numărul 10 o să apară pe 12 iulie, deci țineți minte în caz că nu știați. Bun, și o să avem celălalt longeron. Vedeți, cu piesele așa. Și o să montăm motorul. Da, o să fie super, super, super interesant. Deci o să montăm motorul pe longeron. Super, super mișto. Bun. Și acum să nu mai stăm de vorbă și să mă apuc de asamblat, pentru că am ceva de muncă. Bun, am tot ce-mi trebuie. Am roata cu suspensia stânga față. Am desfăcut piesele din ambalaj. Acum să le și scot. Bun, longeronul. Frumos. Avem un pachetel de șurubele. Bun, astea sunt din plastic. Asta nu, longeronul nu, nu este din plastic. Bun. Al doilea set de piese, acesta, o să-l scot frumos. Avem și un furtunel. Bun, aruncăm ambalajul, că nu mai avem nevoie de el, la seama, evident. Și haideți să vedem, să deschidem revista. Bun, construcția ansamblului suspensiei stânga față. Ok, super. Și acum instrucțiunile de asamblare. Perfect, aici ne arată piesele și ne spune denumirea lor. Da, bun. Și să trecem la asamblat. Să pun eu o roata aici. Bun, am luat și penseta, dar nu știu dacă o să am nevoie de ea. Probabil o să am, nu știu, hai să le la acel furtunel. Bun. Șurubelnița, asta este cea mai importantă. Dau drumul la lumină. Bun. Și să vedem primul pas. Scoatem din ambalaj și longeron. Wow, destul de greu. Wow, wow, wow. Destul de greu și foarte, foarte mișto. Foarte interesant. Bun. Ia să vedem dacă merge să focalizez. Merge. Super, super. Bun. O să-l pun așa, pasul 1. Ce trebuie să iau eu acum? Bun, asta este piesa 9B de care avem nevoie. Bun, hai să vedem. Trebuie să o pun aici. Ok, stai că nu e după tine. Bun. Uite, așa trebuie să fie. Perfect, perfect. Ia să mut eu lumina mai aici, ca să se vadă mai bine. Da, se vede mai bine. Bun, vedeți? Aici trebuie să o punem. Avem nevoie de un șurubel EMU. Să vedem. Luăm șurubelul. Vreau să termin mai repede. Episodul anterior a durat 57 de minute. De data asta vreau să termin mai repede. Bun. Perfect. Vedeți, l-am prins. Frumos, frumos, frumos. Da. Bun, următorul pas. Avem piesa 9D. Ok, 9D este această piesă pe care vrea să o pierd. Bun, asta e. Perfect. Bun, trebuie să o pun... Da, aici. Și vine așa. Vedeți? Deci v-am spus că o să o pierd. Deci am spus că o să o pierd. Bun, trebuie să recuperez piesa. A durat ceva până am recuperat piesa, pentru că nu o mai găseam. Bun, vedeți? Am pus-o aici. Da, o vedeți.
Bun, avem nevoie de un, da, a picat. Trebuie neapărat prinsă, de asta mă ocup eu acum. Am nevoie de un șurubel KM, ok, de aici. Hai, nu face pe nebuna. Deci nu se poate. Încă o dată mi-a picat. De data asta am recuperat-o mult mai repede. Bun, în sfârșit. Bun. Hai, unde te mai duci acum? Că n-ai unde să te mai duci. Bun, vedeți? Da. Bun. Următorul pas. Opa, stai aici. Bun. Pasul 3. Trebuie să iau piesa 9G și ne și zice aici ce este suport stânga al traversei față 2. Ok. Ne zice materialul aici, deci super mișto. Bun, deci piesa asta să focalizăm, dar nu prea vrea. Hai, te rog eu. Așa. Bun. Asta. Bun. Și cu această piesă 9F. Ok, să focalizăm și această piesă. E prea mică și nu o focalizează. Da, gata, a focalizat-o. Bun, și acum să băgăm aici. Cam asta ar fi, deci se încadrează. Nu știu dacă se vede, asta mai are ceva aici. Da, se vede. Te rog să focalizezi. Da, telefonul meu nu mai vrea să focalizeze. Da, în fine. Ham. Bun, a focalizat. Vedeți, avem aici ceva. Și intră în asta la fix. Deci se potrivește la fix. Perfect. Și trebuie prinsă cu un șurubel B. Bun, am reușit să îmbin piesele. Asta este super. Bun, așa trebuie să arate. Bun, pasul 4. Acum trebuie să montăm pe longeron această piesă. Haideți să vedem unde trebuie să vină ea. Bun, cum este. Ok, aici, gata. Bun, vedeți, avem aici. Și venim cu el. Da, așa. Și acum trebuie să venim cu un șurubel KM. Să luăm un șurubel KM. Nu vă certați, unul singur. Bun, și îl punem aici. Perfect. Stai. Bun. Piesa asta are și un pin. Și intră acolo, deci se potrivește la fix. N-aveți cum să ratați. Bun. Am montat-o. Vedeți, așa arată pe longeron. Super. Să dăm și noi pagina, pentru că am terminat momentan tot ce a fost pe această pagină. Trecem la următoarea. Bun. Longeronul. Îl ținem așa și montăm piesa 9C. Ok. Și vine așa. Tot cu un KM. Perfect. Se vede? Nu prea se vede că nu este focalizat, aia se vede. Nu prea e lumină. Bun.
Să vedem. Bun, este fixată. Bun. Perfect. Pasul următor, pasul 6. Avem această piesă cămă, care trebuie pusă aici. Da, perfect. Da, deci asta este din fier. Este din plastic. Bun. Cu un șurubel tot cămă. Super. Mai luăm un șurubel cămă. Perfect. Bun. Vedeți? Am prins aici frumos. Da. Bun, în următorul pas, în pasul 7, am nevoie de roată. Bun. Și pe tija asta trebuie să montez această piesă, de fapt un cauciuc, două de fapt, și se cheamă burduf. Da, eu nu prea le-am cu piesele cu astea, dar am citit și eu acolo în descriere. Bun, să pun primul burduf aici. Bun, avem și pentru șurubel, vedeți, este decupat, nu știu dacă se observă. Super mișto. Se decupat ăsta. Am, focalizează-te. Să vadă și lumea. Da, în fine, nu vrea. Oricum se observă că este decupat. Deci nu știu ce are telefonul ăsta al meu, că nu mai focalizează. Înainte focaliza. Da, bun. Vedeți? Pentru că aici avem un șurubel. Vedeți? Și o să se vadă super mișto. Așa. Bun, am pus, perfect, aș putea să-l dau peste șurub, deci merge, cred că ar fi mult mai bine să-l dau peste șurub, da, în fine, o să-l las așa. Bun, să pun și următorul burduf, care trebuie invers. Bun, așa, perfect, vedeți? Mișto, mișto, mișto. Lăsăm roata deoparte, dar de fapt nu trebuie să o las deoparte, că trebuie să o prind acum. De longeron, ok. Hai să vedem. Aici o să fie puțin mai complicat, dar eu sper să mă descurc. Bun, bun, bun. Hai să vedem. Mamă, ce aici? Bun, trebuie să pun așa frumos, și după aia pasul 9. Trebuie să prind asta prima dată, ok. Sus aici. Hai să-l prind. Sper să fi montat bine suspensia pe roată. Dacă nu, o să fiu nevoit să dau jos și să fac nou. Bun, ce șurubele? M, ok. Ca să fiu pregătit. Două șurubele M. Să le scot pe amândouă. Într-un final am reușit să prind suspensia de longeron aici și vreau să vă spun că am omis pasul 8. De fapt, eu l-am văzut, dar nu observați încă trebuie să prind astea, vedeți? De longeron și o să mă ocup acum. Deci, astea deja au niște pini care o să se potrivească în lăcașul lor. Bun, deja a făcut planț și pe ăsta trebuie să-l întorc. Asta nu e o problemă. Ce dacă l-am... Perfect, deci l-am prins aici. Nu știu dacă se observă. Să întorc eu așa, dar din păcate s-a mișcat roata și au cam ieșit. Bun. Hai. Bun, perfect. Bun, deci despre asta vorbesc. Să intre frumos aici. Bun, și acum trebuie să îl prind. Hai să vedem. Cu un cămă. Perfect.
luăm un șurubel cămu. Doar că trebuie să mai potrivesc eu aici. Bun. Stai așa, stai așa, stai așa. Perfect. Bun. Am prins, vedeți? Frumos. Și îl avem și pe ăsta. Bun, să-l întorc aici frumos, să-l fixez. Bun, l-am fixat. Super, super, mișto. Avem nevoie de un șurubel cămu. L-am luat, doar că trebuie să îl mai și potrivesc în șurubență. Băgăm aici la cașul lui, dar deci toată tema și enervează. Enervează că multe șurubele și astea și te chinui să le prinzi. Te mai enervezi din când în când. Dar trecem peste. Bun, perfect, perfect, perfect. L-am prins și pe acesta. Bun. Deci acum pot zice că este în regulă. Doar că cred că trebuie să mai strâncă. Văd că se cam mișcă. Perfect. Bun. Pasul 10. Pentru că eu am făcut, am sărit peste pasul 8, am făcut pasul 9 și după aceea am făcut pasul 8. Adică tocmai ce l-am făcut. Bun. Pasul 10. Avem tija asta și vedeți, nu se potrivește. Nu știu dacă se observă. Deci nu cred că am montat-o eu bine. O să trebuiască să desfac tija. Nu știu dacă se observă. Da, vedeți? Deci nu se potrivește, nu se pupă, cum se zice, cu asta. O să o desfac eu și o să potrivesc cum trebuie și revin. Bun, am desfăcut-o și i-am schimbat poziția. Vedeți, acum se potrivește aici. Haideți să și strâng. Deci nu a fost bine montată de mine, de la început. Când am făcut suspensia la roată. Bun. Să strâng și aici, pentru că dacă am desfăcut-o, vă dați seama. Bun. Perfect. Vedeți? Ok, și ultimul pas. Pasul 11, avem furtunelul. Bun, să bag eu șurubelul ăsta aici. Am terminat cu șurubelele. Bun. Hai să vedem. O, trebuie să limpi el pe acolo. Ok. Bun, 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 bun. Aici trebuie să îl bag aici. Ia să fac eu frumos cu asta. Să lărgim gaura la furtunaș. Penseta. Bun. Acum frumos băgăm aici. Nu știu dacă se vede. Bun. Da, acum se vede. Vedeți? Acolo. Aici. Bun, 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 bun. Perfect. Ia să folosesc pe penseta. Cu toate că nu-mi place că penseta, dacă o folosești, zgârie furtunașul și se vede urât. Deci ți-l zgârie. Bun. Și acum trebuie să îl bag pe aici. În găurica asta. Și cam asta ar fi. Bun, să nu procedați ca mine să băgați prima dată aici furtunașul și după aia pe aici, pentru că vă chinuiți foarte, foarte mult. Nici nu știu dacă o să reușiți. Deci prima dată trebuie pe aici și după aia aici. Bun, deci cam asta ar fi piesa noastră. Longeronul. Deci super, super mișto. Deci foarte, foarte tare, vedeți? De cool se vede. Și uitați ce mișto se învârte roata. Dar abia aștept următorul număr, pentru că o să avem celălalt longeron și o să punem motorul pe el. O să fie super, super mișto cu motorul aici. Super, super tare. Și sper ca în numărul 11 să avem și cealaltă roată, să fie mișto.
Și nu știu, o să vedem ce o să mai apară, pentru că, sincer, eu nu știu, eu nu vorbesc cu nimeni oficial ca să îmi zică ce o să apară în următorul număr sau să fiu plătit, nu. Eu cumpăr revista cum o cumpărați și voi. Bun, deci cam asta a fost tot din acest episod, sper că v-a plăcut. Nu uitați de share canalul meu, abonați-vă dacă nu v-ați abonat și noi ne auzim în următorul episod din asamblarea machetei Dacia 1300. Pa, pa!